acum pe zamă te da aici. Farse Bune! 1, 2, 3 și salutare! Suntem Covache și Dumitru, iar voi vă uitați la Farse pe Bune! Zero regie, doar bășcălie. Cum zice? Începem! Astăzi vom suna la vrăjitoare! Bună seara! Da? Fiți amabilă, doamnă, am și eu o problemă. Așa, spuneți. Am o problemă cu sculatul. Cu sculatul? Ați înțeles ce vreau să zic. Înseamnă că nimeni nu te mai rezolvă, nimeni din lumea asta. Nici o magie nu se poate face nimic? Nu mai, mam, ești terminat. Ești dar nu se poate o ceva, un descântec. Nu te la pușcării acum. Alo. Bună ziua. Da? Am o problemă. Nu intră moșul beci. Cum adică n-am înțeles? Nu mai intră pionierul la ecluză, doamnă. Nu mai a efectiv pistolul foc. Adică nu puteți să mai vă culcați cu o femeie? Nu mai să dormim, că nu mai intră vaporul în port. Asta e problema. La 39 de ani să nu-ți mai ia pistolul foc nu e de glumit pe bune acum. Știi ce trebuie să faci? Fii atent. Du-te în fața trenului. Dezbracă-te în pula goală și pune-te acolo și dacă a trecut trenul peste tine, e super. Hello. Bună seara! Spuneți, cu ce pot să vă ajut? Am și eu o problemă. Vă ajut cu cea mai mare plăcere. Nu mai pot să bag ratonul la veveriță, dacă înțelegeți ce vreau să spun eu. Dacă vă duceți să faceți o ură apă mare. Așa. Și să-l puneți acolo în pământ, nu-i mai bine? Păi, adică să-l tai, doamnă? Deci dacă mai mă deranjați... S-a întrerupt. Mă auziți? Vă aud. Ați zis de descântecul ăla cu să o bag în pământ și după aia ce-i fac, doamnă? Așa, să o băgați în pământ și să vă duceți la cimitir. Cam atât. Și după aia, gata, pot să bag iar moșul în bec? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Am o problemă, nu știu cum să vă zic, că mi-e și rușine. Nu mai ia pistolul foc, doamnă. De-a draci în tine. De ce? Că nu pot să dau bolosul la neagră? Sună-l în altă parte că eu nu pot să fac așa ceva. Da, nu, dar nu pot să dau la creață. Mama, nu te vei acum pe zamă, te dai aici. Dar nu vrea ratonul la veveriță. Dar nu vreau nimic, dar te du-te dreacu să-ți mănâncă capul, ți-a găsit fraiera. Și eu cum să duc pionierul la ecluză? Du-te încearcă la alte mai proaste, mă, nebunuri. Cum duc eu pionierul la ecluză? Du-te că cam așa în gura ta și în limba ta. Nu intră vaporul în port. Încercat în toate părțile, că nu mai ai pistolul foc, auzi. Nu pot să duc moșul la beci. Mă ajutați, doamnă, sau nu mă ajutați? Alo. Bună seara. Am și eu o problemă, doamnă. Cum vă cheamă? Mihăiță. Pentru cine vrei să dați în carte? Doamnă, problema e, cum să vă explic, mi-e și rușine să vă zic așa. Nu mai intră vaporul în port. Deci stai puțin să mă uit în carte să vedem din ce cauze ești legat. Deschideți, doamnă. Alo, Mihăiță. Da. Deci ai avut noroc. La tine e o făcătură din blestem. La tine e o făcătură din blestem. Deci o femeie ți-a lucrat. Mariana a fost asoție. Ai înțeles? O bănuiam. La o vrăjitoare a sunat, s-a plătit pe numele tău cu magie neagră și te-a legat. Aoleo. Te coastă 10 milioane. N-am acum, că am plătit chiria, dar mă împrumut, doamnă, și vă trimit, nu e o problemă. Dar fiți atentă, doamnă, pot să-i dau și eu să fie de capul ei, să-i legați și să-i dați blestem, să-i lege vaginul, doamnă. Pentru că poți să-i le trimit ei înapoi, pentru că poți să-i le trimit cu argintul ca aia să rămână o loagă. Nu o loagă, doamnă, nu, să nu-i mai intre nimeni în beci, doamnă. Da, pot. Așa, firara dracu să fie, că m-am enervat, Lasă-o, Doamne, iartă-mi. Trebuie 5 lumânări și un pahar cu apă, o masă și mă sun pe mine să-ți fac ritualul al blestemii. Papa, de care să fie, doamnă, minerală, plată sau nu contează? Nu contează la chiuvetă, la chiuvetă nu contează. Bun, perfect, haideți că vă sun imediat. Bine, bine. Am făcut rost de 5 lumânări, am făcut rost, bineînțeles, și de paharul cu apă. De la ghivetă, hai să sunăm, să terminăm cu fermecele astea. Firea dreacu, Mariano, care mi-ai legat tu mie penis. Firea dreacu, Mariano. De nu ți-o-i legai o trompile alea uterine, de nu mai iese nimic din tine, nu mai intră nimic. Poți să iei la muie toată viața, Mariano, că atâta mai poți să faci. Alo. Sărut mâna, doamnă. Am luat 5 lumânări și un par cu apă, ați spus, da? Da, aprinde-le. Gata, doamna, le-am aprins. E după mine, Doamne ajută. Doamne ajută. Să pleacă blestemul ăsta. Și să se ducă la Mariana, doamnă, fireara. Ai răbdare să te faci tu bine cât Dumnezeu. După corpul meu. După corpul meu. Să pleacă din numele meu. Și du-te la Mariana. Doamne ajută. Doamne ajută. Să iasă din numele meu. Să iasă din numele meu. Am mai zis asta odată. Nu contează. A, bine. Eu văd aici la mine în lucrare. Da. Ești înconjurat de niște spii. Spiriții ăștia trebuie plătiți ca să pleacă în cuibul și te lase în pace, ai înțeles? Adică eu am spirite pe lângă mine acum? Nu te speria, nu se întâmplă nimic cu tine. Deci corpul tău e mort. Datorită la spiriții ăștia, deci nu mai ești bună femeie din cauza asta. Din cauza la spirite? Din cauza pentru că sunt plătite să stea acolo, ai înțeles? Tu dacă le plătești, ele pleacă imediat, ai înțeles? Da, doamnă, le dau. Dar acum oprește-te să-ți răscânt eu. Așa. Cum să domolește vântul ca pământul, soarele din cer până de cuptor, să domolească rău, blestemul, vraja de la numele tău, să se dea Dumnezeu. Să se ducă pe Mariana. Să mă lase în pace. Să mă lase în pace și dau și mai mult dacă e. Să se ducă pe Mariana. Nu-mi pare rău. Nu vă... Asta trebuie să zic eu sau? Da, da. Nu-mi pare rău. Să se ducă pe ea. Și pe măsa. Fii atent, că e două femei care lucrează. Una măsa cu fică. Dar ți-a făcut un rău, răbâine ți l-a făcut. Suflă în lumânări acum. Vă zic sincer, simt așa cum intră gloanțe pe pistol, ce să mai... O să simți mâine foarte bine. Fii atent, mâine la ora 10 mă suni. Ai înțeles? Da, doamne. Și vă pun bani în contul ăla, de l-am notat aici și așa. Deci în Raiffeisen e un card, dar intră în cardul ăla, înțelegi? Da. Dar la ora 10 mâine să mă suni. Vă sun înainte să pun banii pe gardul, vă sun. Da, așa. Ca să le dați drumul să pleacă spre ea, în cuibul ei, să o facă ei rău. Așa? Firea la dracu de nenorocită. Lasă-o că o facem noi. Și pe ea și pe măsa, doamnă. Și pe măsa și pe ea. Hai să vezi tu ce râzi de ea pe furiș. Așa. Hoați-l dracu. Deci n-ai voie să spui la nimeni lucrarea. Nu zic, doamnă, nu zic. Să știți că simt așa cum se ridică soldatul mort. Dacă înțelegi. Bine, Mihai. Sănătate, sănătate, doamnă. Alo. Să rămână, doamnă, m-a sunat Mariana și a început să-mi zică că ce mi-ai făcut, nenorocitule, că o să fie vai de capul tău, că o să te stingi ca bățul de chibrit. Tu ce? Eu am făcut pe prostul. Lasă-o așa, că nu o să știe nimic. Ce te-a făcut, păi nebunul? Exact asta i-am zis, zic, ce ai, Mariano? Vezi de treaba ta acolo, zic, liniștește-te, calmează-te, se auzea și măsa pe fundal. Vezi că face efectul lucrarea? Da, doamnă, dar de unde a aflat ea asta? Asta nu știu eu. Nu a aflat, a văzut că îi se face ceva care nu e în regulă. Doamnă, dar n-are cum să descopere că sunteți cu... N-are cum să descopere nimic. Așa, doamnă, așa. M-am panicat așa, că nu mă așteptam să funcționez. Nu te mai panica, ascultă că nu. Și dacă te mai sună, ia taci din gură, fă și lasă-mă face să zic. Așa-i zic, să știți. O e mai puțin mai tare. Nu ți-e rușine, fără, că n-am nicio treabă cu ce părete, ce faci, mă sunt după mine. Așa vezi spui. Da, doamnă. Tu ești nebună, eu am vorbit cu tine, mai metam pe la tine, mă unor de undeva, e chestia telefonul să te adun. Doamnă, e bine, înseamnă că am zis bine cum trebuie blestemul ăla, dacă ea m-a sunat așa, la cât a trecut? Au trecut 5 minute de când l-am zis. E bine, doamnă. E bine, da, să că știm noi ce facem. Irea, dracu, Mariano. Mihăiță, mâine vorbim la ora 10. Da, doamnă, da, așa facem. Bine, bine. La revedere, nu mai bine, n-ai nicio grijă. Să rămână, da, n-am. Să rămână. Să rămână. Bă, știi ce e foarte dubios? Na. Că după toată farsa asta eu am bolă pe Mariana. Astea au fost farsele de astăzi. Eu și spiritul meu negru de lângă mine. Vă spunem la revedere. Și să dea Dumnezeu, Mariano, să pici lată cum pică barba când ți-o tuzi. Să crească păr pățâte ca și cum te-ai fi dat cu Folten, firea dreacu. Cum să dai, mă, 10 milioane pe chestia asta? Băi, oameni buni, bă! Băgați-vă, mă, mințile în cap, mă, nu mai fiți, mă, proști, mă. Nu mai fiți, mă, triște în pula mea. Vă ia banii așa pe degeaba. Și mai ardeți și lumânările ca proști. Da. Bună seara! Doamnă, fiți amabilă, am și eu o problemă. Astăzi, când mergeam pe stradă, am văzut o pisică neagră, am vrut să mă dau 3 pași în spate și când am făcut un pas în spate, am călcat într-un rahat de câine. Acum, întrebarea mea e, o să am ghinion sau noroc? O să ai numai ghinion. Aoleu, păi și ce trebuie să fac? Căcatul de câine ne aduce noroc? Îți aducem bafta ta și noroc. Deci o să am noroc sau? Uite, dacă vrei să te desfac de problema ta, te costă suma de 6 milioane. Dar nu-i cam mult, adică de bani ăștia mă duc mai calc în 2-3 căcați și se anulează milionul. Păi vezi, du-te mai calc în 2-3 căcați, aruncă-te cu capul în ei și după aia mai vorbim. D-ale lu' Dumitru